Salut boșilor și bine v-am găsit la un nou clip de Mendoi Ro, serverul Carpathians. Eu sunt Taker, vă urc o vizionare cât mai bună. Și nu uitați, fraților, de acel mic buton de like dacă vă place în continuare ce fac pe Mendoi Ro. Nu uitați, dacă aveți și voi nevoie de o prestare de cont, platformă, server sau one pe absolut orice server pe oficial, mă găsiți pe Instagram, shop-ul Mendoi Ro, îl aveți în descriere. Și astăzi o să avem la prestare mai multe conturi de buget. Hai să începem prima oară cu un surat nivel 38, care mie îmi place foarte, foarte mult, cu alchimie legendară full. Deci o alchimie legendară chiar foarte ok. P-ul la tăiș, 3 puncte la cal, M2 la teamă. Biologul care nu cred că este terminat, a dus abia un dinte. FMS 36 medie. Ingyang 1515 foc. Coif cu 15 foc. Pentagon cu imun. Deci în mare parte, fraților, contul se vede că este un cont de buget. Un cont cu set de foc. Și nu cred că are sens să-i testăm damage-ul, pentru că până la urmă vă dați și voi seama, fraților, este un cont de buget cât ar putea să dea până la urmă. Avem doar P-ul la tăiș. Și punctul forte al acestui cont ar fi și faptul că avem can de 107 zile. Deci 107 zile can, abia luat, fresh. Bun, contul se află pe serverul Carpathians. Punem pauză și revenim cu următorul de azi. Bun băieți, avem și o platformă destul de frumoasă pe serverul România. Este vorba de un mental de nivel 21 cu alchimie mitică full. Ceva iteme PVP, deci contul clar vrea să rămână nivel 21 PVP, ceva iteme PVP, deci nimic exagerat, nimic rău până în momentul de față pe acest cont. Chiar foarte drăguț, e șarfă de 20 cu 9 medie, 1 puterea gheții, mamă, foarte frumoasă asta. Deci chiar foarte, foarte frumoasă, cred că are niște gheare de la Delican cu vreo 50 medie. Avem și 1 puterea focului, nu este rău, dăm un mic schimbă să vedem ce mai are platforma. Bun băieți, și acesta este și contul de nivel 119 al platformei. Unuar, P-ul aură, P-ul aiureș, M8, M8, M9, M7. Biologul care este la crenguțe, o inscripționată plus 9 cu 10 semi, ceva iteme plus 8 plus respectiv plus 9, armură de oase plus 1, mai avem o piatră magică pe aici, următoarea alchimie, rubin strălucitor dublu PM, diamant opac cu rezistență la PC, jad cu max PV, safir cu lican, granat opac, Onyx, pătrun, de fapt dublu pătrundere și săgeți. Și costum aură pe cont, bineînțeles. Curea plus 4, nu știu dacă la capitolul MD-uri să avem MD-uri pe minus. Nu sunt MD-uri, dar nu sunt nici deloc. Pet cu bersecăra între amia învânător. Bun, frate băieți, deci platforma asta se află pe server România. Punem pauză și revenim. Bun, boșilor, revenim cu încă o platformă foarte, foarte frumoasă pe serverul Carpathians. Sunt lican de nivel 61 cu conturi de nivel 61 war făcute pentru cioburi. Deci, practic, poți să faci 30 de coruri pe zi. Super ok. O platformă destul de frumoasă, fraților, cu o alchimie mitică făcută din un rubin opac full PVP, jad WPV cu regenerare, diamant WPC cu apărare magică, safir clar, warsura ninja, granat opac full, onyx, corporal, pătrundere, săgeți. Băgăm o critică și o pătrundere aici. Avem set cu int. Ok. Damage-ul Delican, bineînțeles, un damage foarte, foarte bun. 8.3 am văzut acolo. Deci avem set cu int, coif sfânt plus 70 semi, gheare 45 medie, armură cu foc, coif cu foc, vultur cu imun, brățară de argint cu 10 foc, talisman întunecat plus 0 cu 10 rezistență semi, apărare 5, 3 insecte, cercei de cristal plus 9, colier de lemn plus 9, papuși de bambus plus 9 și eșarfă lor de 19. În mare parte, fraților, cam așa se prezintă contul. Mă, un cont foarte, foarte decent, nu am ce zice, până la urmă este de buget. Avem P-ul la suflu roșu, la suflet roșu, G4 la suflu și M4 la sfâșie. Și în mare parte, fraților, așa se prezintă contul. Bun, punem pauză și revenim și cu ninja-ul de astăzi. Bun băieți, am revenit și cu ninja-ul ăsta din nivel 39, foarte, foarte frumos, cu caracter de cioburi pe schimbă, bineînțeles, tot pe serverul Carpathians, by the way, licanul era tot pe Carpathians, în caz că am uitat eu să vă zic. Avem aici o alchimie legendară full PVP, deci diamant WPC, rubin opac full PVP, jad WPV cu absorpție, safir, war, sura, war, granatul să fie, onyx să fie,
canul de 115 zile, deci abia luat. Hai să vedem și noi aici dacă dăm vreuna tare. Ia uite-l pe ăsta de nivel 35, l-am găsit. Aolo. L-am găsit, dar mai bine nu-l găseam. Mă, deci un ninja de nivel 39 cu 2 P-uri, foarte, foarte frumos contul, nu am ce zice. Ia să dăm și una în ăsta, mă. 18K, bă, nu e rău. Deci chiar nu e rău. Pentru că contul este un cont de buget, avem un Arcorn cu 18 CPC, armură un K15-10-10, coif 10 semi, scut 10 semi 8 dex, brățară 10 semi 6 magie, colier de lemn, mamă, nu-mi ce cădă ăsta, că e clar. 1500, de fapt 2 KPV cu bonus de la 6-7, 15-6, apa 9 10 semi, 5 de piele plus 9, 2 KPV 10-10-15 atac, armură 15 pumnal, 15 magie, 15 mâini, 15 gheară, 44 medie, PFN-uri. Și cam asta e. Ia să vedem aici. 22K. Bă, nu e rău. Deci chiar nu e rău. Îmi place contul. Deci să vă mint. Mamă, ăsta are 5K PV. Ha. Bă, avea 5K PV la levelul ăla. Și într-adevăr cu un ninja, frate, te și distrezi. Mai avem aici talismanul ăsta cu 5-6 apărare 3%. Mamă, dar dă, frate, un ninja 14K. Mă și oftic că, uite, șarfă de 19. Mă și oftic că aveam ocazia să cumpăr un cont de nivel 70 ninja, destul de făinuț, dar nu l-am luat, că am fost prost. Adică avea o alchimie frumoasă, dar nu știam că dă așa de frumos ninja-ul. Chiar nu știam. Până la urmă, uite și tu cum dă. Într-adevăr, ia și damage acum că n-ai, este level mic. Ai FMS 50? Nu am, scuze. Nu știu de unde să am eu FMS 50 medie, mai ales că sunt ninja arcaș. Da, na, nu mai contează. Aștia mei la barbut sunt aici non-stop. Blackie, nivel 61, hai să vedem acum cum stă situația. Aolo, iar asta. Bă, dar dă frumos, mă, și ăsta. 7,5K. Mă, culmea că nici în licanul ăsta nu dăm rău. Deci chiar nu dăm rău deloc. Dacă vă vine să credeți. Și nu avem de-aia versus lican sau mai știu eu ce. Bă, deci dă frumos. Dă chiar foarte, foarte frumos contul ăsta. Ia uite, în ăsta de 95, hai să dăm și noi una. 15K. 11K, lejer, soft. Și am fugit. Într-adevăr, cu ninja arcaș trebuie să știi să fugi puțin. Că dacă nu fugi, ești dus. Avocat Kojas, mamă, îmi pare rău, Kojasule. Mă, dar parcă și-a mai revenit ceva Carpatiansu. Toate ca toate. Văd destul de mulți playeri și la ore destul de soft. Adică niște ore chiar soft, fraților. Ha. Mamă, 13K instant. Fai, doamne, cât de frumos. Deci, foarte, foarte frumos. Bun. Da, cam asta ar fi acum. Hai că punem pauză, fraților, și revenim și pe serverul nou. Bun, băieți, am mai revenit cu încă un war de nivel 61 al unui tovarăș care m-a rugat să-i îl pun în clipul ăsta. Mi-a zis, bă, haide mă, că dacă tot faci o tonă de prezentări în clipul ăsta, am zis, hai, o facem și pe asta. Bun, o să mergem puțin până în pădurea fantomă, pentru că acolo sunt metine mult mai fresh, mult mai multe. Avem aici un FMS 40 medie. O platusă de 1500 pe vecinici atac, un scut cu 5 atac și imun, brățar de argint cu 15 foc, colier lemn 1500 pe vece pătrundere, olo, covidu, pantof de bambus plus 9, 1500 pe vecinici blocare 3 critică, cerșe de jad, coif cu o viteză de atac, talisman de gheață cu 3 insecte o blocare,
O alchimie mitică full. Un P la aură, un M6 la iureș. Și damage-ul contului, fraților, este de 5.8k. Și dacă băgăm și un site, ajungem foarte, foarte frumos la 7.5, am văzut acolo maximum. Avem aici și niște cufere lăsate pentru medalie, dar din păcate am luat doar un manual Ferrari, ceea ce e foarte bine că până la urmă ne-am scos banii. Da, n-a fost fie să vedem și damage-ul cu medalia la acestui cont. Aia e. Oricum, bă, fraților, ce mai ba, un war de buget care dă un damage chiar corespunzător, zic eu. Bun. Cred că am uitat să vă arăt și eșarfa de 20 care are beta plus 8. Hai mă să batem și mate-ul ăsta dacă tot e aici, n-avem cum să nu-l batem. Bun, calul, nivel 21, P-ul aură, M6, M6, M7 mineritul, G1 transformarea, M-ul la limb, 10 puncte la chemarea calului. Biologul care este la globuri de gheață și a adus 17 până acum, deci stăm foarte, foarte bine. La capitolul alchimie nu prea mai văd să mai avem altceva pe aici, bine, la ametistul ăsta era clar că nu puteam să văd nimic. MD-ul nu avem pe minus, mon de tigru avem și ele 20, tranzacție contului se pare că nu s-au mai băgat bani. Și în mare parte, fraților, cam asta cred că e pe cont. Deci, mă rog, mai avem aici niște iteme cu vampiri, pentru setul cu vampiri. 4 inventari deschise. Deci ce să mai, fraților, un cont de buget care își face treaba. Bun, punem pauză și revenim. Bun, băieți, am revenit și cu un case opening, că știu că vă plac case opening-urile. Și o prestare a unui lican forță de nivel 95. Avem și o șamancă pe platformă de nivel 75, dar nu este super, super wow. Suntem cât de cât norocoși. Avem următoarele skill-uri: 2 P-uri, G7, M9, M2, 29 de puncte la cal, G6 transformarea, M10, M-ul la limbi, M4 conducerea, biologul care este la globuri și-a dus 14 până acum, aproape toate inventarele deschise, o alchimie, diamant clar, full și restul alchimiei opace, pe aici nu mai avem nimic, gheare 43 medie 35 atac, gheare 44 medie 4 metine, pose plus 9, 1500 PV 5 atac, coif 15 vânt 20 orci, talisman de gheață plus 2, setul cu int, colier 1500 PV 10 critică 5 metine, brățară 20, drop 20 orci, setul cu vânt, mama asta e frumoasă, luptă 2K PV 15 foc 15 vânt, foarte foarte frumoasă, setul cu drop, brățara de aur alb și cercei de abanos, cercei granat plus 9, 20 diavol, 20 vampir, 10 orci, 40 atac, bărțara 2KPVC pătrundere 30 atac, titanul plus 9, 12 putere, 12 dex, minus 5 daune de abilitate de la șefi, setul cu int, pet, berserker vânătura antrenament nivel 89 și în mare parte cam ăsta e, fraților, licanul, mai avem și o eșarfă de 23%, un costum aur aici cu imun. La capitolul MD-uri, ia să vedem, nu mai avem MD-uri, dar avem GD-uri și se pare că în ultima lună s-a mai băgat vreo 200 de euro în cont. Cam atât. Hai să vedem și norocul contului ăsta. Că știu că, ia uite, deja am început cu o eșarfă. Bă, s-ar putea să fie norocos. Deci dacă de-abia am început și am luat și o eșarfă, uite, o eșarfă și și exo luăm, bă, nu e rău. Deci chiar nu mi se pare rău de tot. Un metal aș vrea să văd. 8 exo până în momentul de față. Stăm destul de bine, aș mai vrea să mai văd eșarfe și metale, pentru că nu am văzut nici măcar un metal până în momentul de față. 10 exo. Haide mă. Haide mă. Mamă, dar la capitolul noroc nu cred că stă bine licanul. Mamă, și mi-a zis proprietarul că n-a avut noroc. Uite, încă o eșarfă. Deci mi-a zis proprietarul, frate, că n-a avut noroc. Și uite-te și tu că chiar n-a avut noroc la nici măcar o magică. Exo puține. Eșarfa asta măcar să meargă, nici măcar asta n-a merge, deci mi-a zis că a avut o gherlă la alchimie extraordinar de mare și a zis, bă, gata. Și cred că avea dreptate. Deci,
E puțin ca în ghinion islicanu, oricât ar ceva, că e cât de cât norocos. Oricum ar fi, fraților, cam atâta și cu clipul de azi. Eu am fost Taker. Nu uitați, dacă aveți și voi nevoie de o prestare de cont, platformă, server sau orice altceva, mă găsiți pe Instagram, shop-ul Metin 2 Ro. V-am pupat, ceau, ceau.